Salut! Există o explicațiune pentru dispariția mea. M-am confruntat cu o grevă de exces de zel. Puternică. De unde a apărut termenul? Păi, din Franța. Oamenii și erau nemulțumiți de salarii. Însă n-aveau voie să facă grevă, prin lege. Atunci ce s-au gândit ei? S-au apucat să lucreze regulamentar, perfect regulamentar. Tot ce scria că trebuie să controleze, au controlat. Rezultatul, s-au blocat toate vămile. Cozi interminabile de mașini și guvernul a cedat, s-a dat la salariu, deci fără grevă. Așa am pățit-o și eu. Am văzut un soft de ăsta deștept, mentenanță pentru registri, l-am instalat și am constatat că nu face nimic. În plus, face ce făcusem eu. Eu am un set de 10 softuri care, atunci când vreau să fac curățenie, le iau pe rând, într-o anumită ordine, care am găsit-o experimental. Deci eu am reușit ca să fac ceva ce făcea ăla contra cost. Dar ce m-a pus dracu? Am o listă întreagă de softuri de astea care fac așa ceva. Am schimbat puțin combinația. Și am apelat la încă un soft. Care amestecat. L-am lăsat. Iar după aia am trecut la ultimul meu soft, cu care deja de regulă era cireașa de pe tot. Că mi-am folosit și anterior. Și a început și asta să mestece. Și la sfârșit mi-a raportat că a găsit 30.300 de erori în registri. 30.300. Pe link acolo vedeți că e și o captură cu asta. Și am rulat softul ăsta de 7 ori ca să fac curățenie și am reușit ca să rezolv treaba. Am început duminică și am terminat miercuri. Nu e la îndemână oricui. Trebuie ca user să fii nebun ca să faci treaba asta. Eu am această calitate. Așa că nu mai m-am putut atinge de calculator 3 zile. Toate lucrurile rele au și un aspect bun. Având pauza asta, soft, am reparat două robinete și m-am mutat de la etaj la parter cu calculatorul, că știți că am două la îndemână. Și a durat mult. Că trebuie să migrez cu o serie de softuri, trebuia de mult să fac eu treaba asta. Noroc cu greva asta de exces de zel. Asta a fost motivul dispariției mele suplimentare. Trec la antescriptum. Unu falcă. Românii sunt neam de traistă. Și bineînțeles, antena 3 se ridă fund în sus cu una Maria Coman. A intervenit ăsta în direct și a explicat lui Maria Coman că n-a zis el treaba asta, ci a zis unul la el pe Facebook. Că de-aia apare al nume acolo. Maria Coman a încheiat legătura și a văzut de treabă. De ce? Fiindcă Maria Coman e și ea neam de traistă. Că dacă eram neam de traistă, își cerea scuze. Complicată treaba. Tot la antescriptum, un medic a făcut o operație
la alt picior. Noroc că nu suntem Miria Poz. S-a prins relativ repede și a operat și piciorul corect. Întrebat de părinți, a spus, am făcut o boacănă. Da. Mă gândesc câte onorate instanțe ar trebui să spună și ele candide, am făcut o boacănă. Trec la alta. Necea Badea a mai luat o amendă. A luat o amendă. Că s-a referit la Turcelu. Și onorată instanță i-a dat peste bot. Onorată instanță a făcut o boacănă. În general, după mine, femeile nu sunt bune judecătoare. Ele judecă cu sufletul. Și dacă ea ajung la concluzia că Turcescu e bun și Mircea Badea este rău, chestlos. Am mai explicat eu cum s-a rezolvat foarte mult operativitatea judecății. Ce nu înțelege că l-a acuzat pe Mircea Badea că i-a spus lui ăsta că e colonel. Și de fapt el nu-i colonel. Însă culmea că arată în document acolo, chiar ea onorată instanță, că ăsta a fost făcut colonel. Dar acum nu mai trebuie să-i spun așa. Că i s-a luat gradul. Ba da, onorată instanță. Că matale, ești la pensie. O să întâmple și treaba asta. Și tot așa se spună, doamna judecătoare, cu toate că ești la pensie. Eu am ieșit la pensie. Dacă mi se adresează, mi se spune domnul locotenent colonel. Complicată treaba. Iar faptul că e evident că Mircea Badea când se referea la Turcelu, de fapt se gândea la Turcescu. Dar n-a spus Turcescu, a spus Turcelu. E o nuanță. Sunt convins că onorată instanță habar n-are de o poezie intitulată Baroane, scrisă de unul, de care onorată instanță habar n-are, Arghezi, care era adresată unui baron, care era ambasadorul Germaniei în România, von nu știu cum dracu îl cheamă, în timpul hitlerismului. Și îl făcea pe la varză. N-a fost dat în judecată de onorată instanță pe vremea aia, că zicea, păi domne, când a zis baroane, de fapt se refera la ambasadorul Germaniei. Complicată. Trec la body. Ciocan. A citit link-ul ăla cu legea lui Ciocanu. Are dreptate. Are perfectă dreptate. Însă gândește la nivelul unui clasic în viață de la mine de pe scară. Unul Macavei. Fost milițian, rămas milițian, la pensie. Și care face parte din trupa de comando care m-a acuzat că fur curent de pe scară. Și a simțit nevoia ca să dea niște explicații când a văzut că nu m-au prins în fapt. Zice, păi, domne, dar noi plătim mult curent aici pe scară. Și am întrebat candid, cât am plătit luna asta? Păi nu știu. Dar luna trecută? Păi nu știu. Dar celelalte scări cât au plătit? Păi nu știu. Dar noi plătim mult curent pe scară. E la fel gândește și ciocanul ăsta.
Eu am avut, spre deosebire de ciocan, treabă cu termodinamica, printre multe altele. De ce zic eu printre multe altele? Păi am avut norocul sau ghinionul să absolv o școală superioară de ofițer care avea 11 luni pe an program de învățământ, a câte 8 ore zilnic. Și ne-au băgat astea ginecologie, nu. Dar în rest, cam de toate. Așa că spun că are perfectă dreptate. Prin pereți se pierde căldură. Dacă într-o parte a peretului e o temperatură, iar în aia mai mică, transfer de căldură dintr-o parte într-alta. Deci, în principiu, are dreptate. Era cu totul altceva dacă ciocan, dar Autoritatea Națională de Reglementare făcea un studiu cu un mic laborator. Două încăperi lipite una de alta, 5 pereți la fiecare încăpere izolați așa până la Dumnezeu, încât să spui că pierderile sunt minime, și lăsa peretele între cele două încăperi izolat așa, ca pe timpul lui Ceaușescu. Încălzite ambele încăperi la 20 de grade, lăsat așa vreo săptămână ca să stabilizeze temperatura, și după aia oprit căldura într-o încăpere și văzut că implicit aerul prin perete pierdea, cât anume era cu tot altceva. Dar ciocan a gândit exact clasicul meu în viață de aici, Macavei. Dar plăti mult. Case closed. Dar de fapt, cine e ciocan ăsta? Președinte la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, bla bla bla. Sculă mare. Dar care e treaba autorității ăsta naționale? Are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunicare de utilitate publică. Punct. Păi ciocan are treabă cu serviciile comunitare, deci cu persoanele juridice care asigură servicii comunitare. Nu are treabă cu un eventual conflict între două persoane fizice. E complicată treabă. Dar acum, dacă tot m-am uitat la el, ce spune acolo că autoritatea asta primește 12% din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării prestării serviciilor, activităților în parohia lui. Deci Autoritatea Națională de Reglementare provoacă o pagubă. Fiindcă normal, 0,12% care apare în plus la gigacalorie, ăia care asigură serviciul pun în brațe la aia care plătește gigacalorie. Deci asta este o pagubă reală prin transfer. În primul rând la mine, când vorbesc despre treburile astea, vorbesc complet detașat. Nu sunt conectat la termo, dar mă laud. Cred că fac parte din primii 5 din cartier care m-am deconectat de la termo, m-am deconectat de la gaz, mi-am pus geamuri termopan, mi-am pus ușe de aia, mi-am izolat apartamentul pe interior ca să nu mai aștept până gândesc ceilalți. Așa că vorbesc chiar detașat. Însă în spiritul corectitudinii, ciocan bate câmpii. A mai fost la un moment dat o campanie de genul ăsta cu alți dobitoci, care se referau la țevile care trec prin apartamentele debranșate. Și unul care se lăuda că este chiar inginer,
A spus, zice, domne, după calculele mele, ăsta trebuie să plătească 25% din cât plătim noi. Și asta discuția a avut loc pe un forum. Zic, domne, atunci Ceaușescu a fost un tâmpit și inginerii de pe timpul lui. Că mai trebuiau prin apartamente să treacă pe verticală încă 3 rânduri de țevi, nu mai era nevoie de calorifere. Ca să nu zic că respectiv încurca treaba calorifer cu țeavă. Să plătește caloriferul, nu pierderile care apar pe țevi. Aia treburi complicate. Deci, Ciocan ar fi trebuit să deschidă gura dacă avea experimentul ăla la bază, dar nu l-a avut. Eu aș da o sugestie, că tot e la Autoritatea Națională de Reglementare. Tot în parohia lui apare și Renelu. Păi Ciocan ar trebui să se zizeze cum e cazul chiar și la mine. Că lumina de la vecin se reflectă la mine pe balcon. Și ar trebui să contribuie la lumina de la vecin. Eu beneficiez nesimțit de lumina vecinului. Dar să pun o mică întrebare. Ăștia care au centrală, când le frig, pornesc centrala. Cei care sunt branșați, când le frig, așteaptă să arate calendarul că se poate da drumul la căldură. În mod normal, n-ar trebui atunci să contribuie la plata gazului care îl consumă cei care au centrală? Complicat. Ca să nu mai zic de un lucru, el a citat bine articolul din Constituție. Însă a băgat niște treburi în plus, subliniate de mine cu roșu, care se subînțelege că ar fi în articolul ăla. Nu. În articolul ăla, în calitate de proprietar, trebuie să asigur buna vecinătate. Atât. Ei, a mutat problemele de mediu la buna vecinătate, probleme de mediu, de pietre de căldură, de fapt. Și probleme de mediu nu au treabă cu articolul 44, decât în capul lui Ciocan. Însă tot în baza articolului ăsta, apartamentele celor care le plânge el de milă au niște pereți spre exterior. Păi în pereții ăștia spre exterior se pierde căldură, domnule Ciocan. În folosul cui? A spațiului public, al orașului. Va trebui să intervină la primărie ca să primească compensare de la treaba asta. Că bieții oameni încălzesc orașul. E de gândit, nu? Se oblige pe la primărie ca să asigure o temperatură constantă de 20 de grade pe pereți exterior ca să nu mai plătească ăștia în plus. Da, complicată treaba. Însă m-a deranjat și poziția lui Mihaela Stoica. Nu știți cine e, nu? Aia a scris articolul de la Departamentul Social. Însă cred că a fost numai o dactilografă, că nu duce capul la mai mult. Chiar titlul articolului. Statul vrea, cum dracu zice, statul vrea să interzică. Nu. Din articolul ei rezultă că Ciocan, gândind pe persoană fizică, vorba lui Marian Banchele, i-a bubuit lui mintea. Nu are în spate niciun fel de cercetări, nu are în spate niciun fel de lege, nimic. Atât i-a bubuit lui mintea. Asta trebuia să se zizeze
cum o cheamă, Mihaela Stoica. Dă-i gâscă! De fapt, la fel de gâștei și gâscani sunt cei care au preluat titlul ăsta cu statul. Nu, statul e bun, însă ciocan e bou și nu știe de fapt cu ce se ocupă el acolo, în fișa postului. Și ceilalți sunt la fel de năuci când spun legea caloriferului. Ciocan a zis, o să, până ajunge la lege, e cale mai lungă. Postscriptum, am de trește. Păi, ce înseamnă n-am de trește? Că toată averea ta ți-o bagi într-o trește. Și când ești neam de trestă, provide într-unii care își umpleau averea și brațele de muncă într-o trestă și o luau din loc. Pe aplicând această denumire, câți nu pot să se numească neam de trestă? Inclusiv asta care se rea în fund de la Antena 3. Dacă o scurm la pedigree, tot neam de trește. După mine, 80-90% din populația actuală se încadrează fără rușine în această categorie, neam de trește. Eu nu. Căutați la mine pe site, pedigree, care dovedește, indubitabil, cu 5 generații în urmă, n-am mai fost nevoie să fure ascendenții mei. Terminat, devenise chiar respectabil. Da. Trec la alta. Gigel Lazar, președintele Centrului Internațional Antidrog, bla 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 bla, spune: în 2011 s-a strâns 1 miliard de euro din taxă de viciu. Am întrebat unde s-au dus banii și nimeni nu a putut să-mi spună cu exactitate. Da, da, mărim acciza. Vezi ce dracule ai făcut cu banii ăștia, statule. Sau la alta, Băsescu, despre o nouă candidatură a fiicei sale, Elena. Nu-i treaba mea, este majoră, este mamă. Ce relevant este că Elena e mamă sau nu-i mamă? Ce să zică și el? Și în final, un primar din Borșa a făcut ședințe virtuale pe Facebook, în care a anunțat ordinea de zi la primărie, s-a comentat, bravo lui! A intervenit în direct la Antena 3 și a spus un lucru care mie mi-a tras atenția. Tipul a lucrat prin Occident, s-a infectat acolo cu niște lucruri, și a ajuns primar, că a făcut o campanie acolo, în Occident, și a venit cu vreo 2000 de mașini, cu alți migratori ca el, și așa a ajuns el primar, care l-au votat. Și acum, ca să țină legătura cu ea, a făcut treaba asta pe Facebook. Foarte interesant. Pe când și la alte primării, nu pe Facebook. Însă să ai o posibilitate ca să poți asista online la ședințele de la primărie și să poți interveni online. Că de fapt consilierii ăștia mă reprezintă pe mine. De-aia se uită în tavan, eventual își întreabă soacra și votează. Foarte, foarte interesant asta.
într-un viitor să ajungă și la așa ceva. Da, încă o dată scuze pentru dispariția mea. Dar stai. Dar repara două robinete. Deci, cu titlul corect, Ciocan vrea să interzică. Asculți Gâsco. Toate bune! Și vă sărut, sincer. Și pe tine, Gâsco, că și tu ne-am de trăiește. Am zâmbit.